pauza s-a încheiat. Aventurile cât casa continuă. Hola! Bienvenidos al mejor podcastito del mundo. Astăzi îl avem ca invitat pe Cătălin. Singur! Astăzi. Singur! Am zis că mai trebuie e să bine, mai... E bine, mai vorbești și tu exact. Mai mult, nu? Da. Mami, se pare că devin ce mai interesante episoadele acum. Cu păi, despărțiri, cu păi, normal, asta, cu... În primul rând am rămas atât de puțini și deja suntem mult mai mult prezenți. Da. Și probele devin din ce în ce mai grele. Asta e... Cum a fost experiența ta cu schimbul de perechi? Mă așteptam în primul rând să fiu cu altcineva. Cu cine? Nu știu, cu altcineva în afară de maică. Maică era ultimul la care mă gândeam că o să pic. Cu cine? Parcă cu Mike te-aș fi pus și eu dacă m-aș fi gândit așa. Nu știu. Și eu după cu cine? Da, da, uite, mă, uite, mă așteptam tine, să fiu, da. să pic, da, cu tine. Dar n-avea cum să nu mă pună cu... Dar la... crede-mă pe cuvânt că nu m-am așteptat să se facă schimbul de echipe fix atunci după dans. Da, da, deci da. Fix. Nici eu nu credeam chiar în prima zi, da, din Argentina. Credeam poate, nu știu, a doua etapă sau ceva. Asta a fost. Dar ce mi-ai făcut la hockey-ul ăla? Lasă-mă că m-am uitat. Eu nu știu cum de nu mi-a ieșit splina pe nas. Eu nu prea am fost... putut să mă uit că făceam prea ca nebunul. Mi-era genă de mine. Făceam au! Dar n-au pus la început. Că înainte să înceapă meciul, ca să-i intimidez, făceam așa cu gen un fel de haka cum fac aia la rugby. Da. Și făceam au! Au! Păi câinii roșii! Ai încercat să-mi corup și partenera de joc. Că da? Nu mai știu, mă știu. A te-ai dus la ea și i-ai spus... Lasă că tu joci pentru noi, dar tu te dai la o parte, nu te bagi în jocul nostru. Da, numai. Dar cum a fost în echipă? Adică te-ai înțeles bine cu Mike? Ați avut o... Cu Mike m-am înțeles, cu Mike m-am înțeles foarte bine. Mm. Doar că a fost mai încăpățânat el. Și nu a vrut să mergem la cimitir. Pentru mi-am dat seama că pe parcursul emisiunii că trebuie să respecti efectiv ce scrie în plic. Da. Ce primești, aia trebuie să faci. Mm. Că ți se pare ție că nu sună bine sau că nu are o logică, nu contează. Că... Trebuie să faci ce scrie în plic. Ca așa tot stăteam acolo și aflam până la urmă toate datele. Acum, am văzut acum când ni s-au separat echipele, că tu ai găsit partea aia de... Că ai trebuit să găsești mâncarea de nutri. Da. Știi? Șapte, și da. Laura, de exemplu, a văzut șapte, dar zis că ai că tot că... Păi da, exact, că acum am văzut. Toți aveam șapte. Da. Dar trebuia să o cauți. Și, na, unii, cum am avut eu noroc, am dat de două ori și a ieșit la suprafață din hrana pentru nutri. Da, o auzisem pe Laura cât de mult a căutat. Că și eu mai bănăneam pe acolo și... Mm. Dar o auzeam. Că nu găsește, Asta mult. Da, foarte mult. Și cum ați făcut alegerea? Pentru că tu ai plecat în cursă și Romica a stat. De ce ați făcut alegerea? Păi am zis că până la urmă sunt niște jocuri. Adică nu... Acum că am văzut ce fel de jocuri au fost unele mai ușoare, unele mai solicitante, dar am zis, bă, e o zi întreagă în care pleci în cursă. Da. Și am zis, mai bine mă duc eu și iei tu o pauză, măcar te odihnești. Și bine că ai zis așa, dacă ar fi început el ziua, cum am început noi ziua, Doamne, n-ar fi niciun chef. Cred că l-a pucat toți dracii. Deci lumea nu a înțeles cât de greu este să mergi cu o bicicletă de genul ăla, de 4 locuri, cu atași în spate și cu 50 de kilograme. Și cu 50 de kilograme de fân sau cât erau. Oricum, erau o cantitate destul de mare. Deci, efectiv, nu mai puteam. Picioarele mi se blocase. Da. Nu mai puteai, pentru că nici drumul nu era să te ajute. Că, na, ba, mergeai 2 minute, că opreai. Și după aia începea... pe stradă. Și după aia începea drumul accidentat. Păi unde să mergi? Cât să dai? Eu nu pot să zic că am fost vreun antrenat, m-am antrenat înainte la bicicletă sau... Eu încercam să nu mă opresc. Dar când am pornit de la cazare, am făcut așa și... Da, nu pleca. Și erai hai Alexia. Da. Hai Alexia. Zic, mamă, eu în gândul meu că eu n-am știut, nu cred că niciunul dintre noi n-a știut cu cine, cu ce pleacă fiecare de la cazare. Și mă gândeam, bă,
așa rău s-o fi descurcat. Nu, că am văzut că doar Giulia. Da, doar Giulia, atât. Da, da, da. Și am zis, și ți-a plecat doar pe întârziere. Și am zis, bă, atât de nasol să se fi descurcat în halul ăla încât nu. Numai eu am picat. Crede-mă în halul că ăla. Eu m-am descurcat și mai pus seara la harta. Am ajuns undeva în bălării. Dar nu mai știu, te-ai uitat să vezi cât timp am plecat eu în întârziere? 20 de minute. 20. A, 20, da. Ok. Da. A fost, asta a fost, cred că, singura penalizare extra, ca și da. Cum dacă cum ai terminat ultima, că el a plecat cu 20 de minute da. După ultima. După și ultima. După aia, în timpul cursei, cum, când da. Pierdea tatăl tău, de fiecare dată să faci 30, mamă, când am auzit, 32 de stegulețe sau 33, da, trebuie să faci? Deci nu, a fost chin. Efectiv, când am văzut că trebuie să fac 32 de stegulețe din alea mici așa și stai și în pături, că nu puteam să plec. Da, da, da. Aia era nasol, că dacă puteam să le fac pe drum, a fost un drum destul de lung, ci aveai timp. De la crescătorie până unde a trebuit să mergem. Vai. Și aveai timp destul, dar a trebuit să stau acolo să le fac. Și a fost o zi foarte grea, foarte grea. Da, și pe tine ăla vrea să faci acolo să nu mai fie nicio urmă de caca la tine. Deci nu, acolo era un miros, pentru că m-a băgat până în capăt de tot, până în fundul grajdului, m-a băgat. N-a vrut să ies o clipă de acolo, a zis până nu e curat, lacrimă, nu ieși. Și a fost greu, mi-a venit să vomit, adică a fost pentru prima oară când chiar mi-a venit să vomit de la miros. Era nașpa, nu era. Asta este ultima etapă pentru voi. Da. Vreau să știu cum a fost pentru voi în această competiție. Vă așteptați să plecați în etapa asta? Sperați sau credeți că o să ajungeți în etapa finală? După, la noi s-a produs un declic în momentul cu traseul de pompieri. Ok. Deci după toată ziua în care am fost singuri. N-a fost nicio problemă. Ai ajuns pe ultimul loc, nu? Da. Nu? Nu. Nu, la pompieri am ajuns pe locul 2. Când am fost singuri, în echipe singure. Da, am avut și multe pedepse de făcut. De exemplu, am avut nu știu câte porți, nu mai țin minte, multe 16. Porți, 16 porți. Am avut 12, de tort. Ai mâncat puțin din tort? Nu, nici n-am apucat. Nu? Mamă, ce de bun era. Doar m-am lins pe degete, de ce era. Mă uitam la tot și era gen, mamă, ce bun, ieri venea gen să mănânc și eu tot. Dar nu, eu mă gândeam, mă, și mi-a zis aia cu înghețata, să duci înghețata de acolo până... Și era flash, că tot eram curgea. Și când am ajuns la omul ăla în față la primărie, deci ăla nu știu cum a câștigat el alegerile, că mi s-a părut atât de antipatic. Mi-a zis că e un dezastru. Cum să fiu dezastru? Am muncit pentru astea, tu știi cât m-ai chinuit pentru astea? Eu m-am uitat și zicea acolo, pe ce, e înghețată sau e suc ăsta? Da, zisă româna că am ajuns cu ele întregi, la tine. I-am zis, bă, măcar acolo ceva, o carte de-aia bună, să-mi dai și mie măcar. Dar nu, mă bucur că am dus la bun sfârșit toată ziua, pentru că... Ce ți-a părut cel mai greu toată ziua? Cel mai greu... Unde ți-a lipsit? Ți-a lipsit tatăl tău? În cursă sau...? E cam pe tot parcursul zilei îți lipsește coechipierul și cred că și Arisa simți, pentru că te te... Ai, că ți-a lipsit. E muncă în echipă, te obișnuiești după atâta timp să fiți doi. Împarți proba mult mai ușor. Ai zis la înghețat, ai zis la stegulețe, că dacă era și Alexi aici, citeam mai bine plicurile, m-a ajutat să fac stegulețele, m-a ajutat să fac înghețata. Da. Uite, în unele cazuri, uite, de exemplu, cum a fost și la voi, tu ai semănat foarte mult cu tata, eu am semănat foarte mult cu Aris. Da, jur. Unul fără altul nu am fi putut. Avem și voi aveți și noi avem plusuri și minusuri care ne ajută. De exemplu, cicăleala care o ai și tu, care o avea și tata, pe noi, prin nervi care aveam, ne motivau să mergem mai departe, să facem și mai repede, să terminăm și mai repede. Că relaxat tot timpul, era prea relaxat, adică trebuia să fie cineva să... Uite, ziua aia m-am simțit foarte relaxat și s-a simțit chestia asta. Adică nu am mai fost atât de... Da, m-am simțit foarte... Da, nu am mai băgat motorul în funcțiune. Și atunci am simțit-o și eu și am zis, bă, uite, vezi, dacă nu te împinge cineva... Uite, eu mă așteptam să-i simt mult lipsa la autostop. Așa că nu o să găsesc autostop și nu știu, dar mi-a mers. Da. Nu mi-a mers niciodată atât de bine la autostop.
La autostop. Mamă, deci s-au oprit niște babe drăguțe, da. Care aia m-au ajutat să fac steagă. După aia mi-au dat un cake. Da. Mamă, a fost super drăguțe. Deci, acolo am observat, era o chestie foarte importantă, care nu aveam de unde să o știm, cel puțin eu nu aveam de unde să știu. Dacă plecai la o anumită oră, prindeai mașina. Dacă plecai mai devreme, prindeai mașina. Dacă plecai cum am plecat eu, toată lumea intra la siestă. Da, da, da. Și nu mai era nimeni. Adică oricât de bun ai fi fost la autostop, să ai noroc cu cel mai mare, nu te lua nimeni. Nimeni. Pentru că nu era nimeni pe stradă. Cine să te ia că nu e nimeni. Și da. Mai ales am fost în benzinărie acolo. În pauză, distracția continuă, alături de Casa Pariurilor.